Chiar zilele trecute am vorbit cu un coleg de școală de la Orhei, acum bolnav și singur, care mi-a spus cu durere. Am prietenit cu Jenia, am hotărât să ne căsătorim pe ce veni din armată, dar când m-am întors, ea era căsătorită. Ștefan Panfilo avea de trecut câteva încercări serioase. Urma conversația cu mama, care să-i obțină acordul pentru a ne căsători. Spre norocul mirelui, toți din curte erau plecați la Ihnăței să culeagă prune pentru Magion. Acasă era numai eu și mama. Duminică de azi dimineață, mama ne-a spus că pleacă la magazin, dar pe la amiază vine fratele mamei, uncu Fiodoraș, împreună cu soția lui, mătușa Viruța. Unchiul meu îl tot încuraja pe mire, de fapt era el starostele. Stiopa, nu te teme de Vera. Mie, când eram mire, îmi tremurau genunchii de nu mă țineau picioarele. Dar Vera e foarte bună și înțelegătoare. Să nu fie frică de ea. Ștefan s-a dus la mama și se vede că s-au înțeles ușor. Fiindcă s-a întors luminat, îi râdea fața. Cu unchiul Fiodoraș au rămas prieteni, nu doar rude. Luni dimineața a venit verișoara Tamara ca să plecăm împreună la Chișinău să depunem cerere de căsătorie. Ca de obicei, mămica mă strigă din urmă. Tasea, unde te duci? Eu îi răspund fără emoții. Ne ducem să depunem cerere. Inima mamei a știut unde mă duc, fără ca să-i spun. Țin bine minte cum eram îmbrăcată în această zi. Într-o rochie albastră, cu frunzulițe și cu guleraș alb croșetat. Cu o geantă în mână ușurel ca la plimbare. Ajungem la oficiul stării civile, Panfilov ia un formular, l-a completat cu scrisul lui frumos și zice, semnează. Eu semnez, el se duce să depună cererea, iar eu cu Tamara așteptam afară pe un scaun lung de lângă perete. El revine cu o doamnă care ne-a invitat să intrăm. Înăuntru nu era țipenie de om. Doamna pune un patefon și răsună un cântec, melodia Mila e mama. Tamara se așeza într-un colț. Noi cu Panfilov la o masă de birou față în față. Iar doamna în centru și mă întreabă rusește. Desigur, dacă sunt de acord să port numele Panfilov. Eu văzusem numele Panfilov scris pe un rând aparte, dar nu citisem pentru ce era evidențiat așa de frumos. Ștefan se uita la mine și aștepta să vadă ce o să zic. Pentru o clipă mi-am imaginat că voi avea copii și ei vor fi Panfilov, iar eu nu? Și răspund că da, sunt de acord. Ea ne zice să semnem. Semnez și eu, semnez și Panfilov. Doamna se ridică în picioare și spune, vă declar soț și soție și îmi întinde un cartonaș, certificatul de căsătorie cu data de 23 septembrie 1957. Când am intrat și ne-am așezat la masă, nu credeam că așa e ceremonia de înregistrare a cererii, dar de fapt, era o altă ceremonie, cea de căsătorie domnișoarei Taisia Prănițchi cu Ștefan Panfilov. De aici încolo vom fi pentru toți familia Panfilov și va fi rostită de multe ori datorită și mie și soțului meu Ștefan Panfilov. Am condus-o pe Tamara la gară, iar noi am plecat acasă la Ștefan. Acasă era doar mama Hartina. Ștefan îi spune, mama, toți să ne feliciți, noi ne-am căsătorit. Sărmana a omuțit de uimire, dar a fost bine. Ziua de 23 septembrie 1957 a fost pentru toți ziua surprizelor, dar mai ales pentru mine. Deși știam că ne vom căsători, nu mă așteptasem că se va întâmpla în aceeași zi, fără să ne oblige să așteptăm cele două săptămâni cum se obișnuia. Așa a fost și mai simplu, fără agitații și emoții inutile, mai ales pentru mămica. Pe atunci se ducea o luptă împotriva ritualelor de nuntă, chiar și albătielilor de mireasă, chiar și împotriva rochii de mireasă. Totul pe nou trebuia să o rupem cu trecutul. Noroc că în sate oamenii au mai ținut obiceiurile și tradițiile naționale. Regimul de ocupație sovietică din Basarabia era un regim de ocupație de teroare, de robie sălbatică. Seara am mers la un film într-un local care fusese o sinagogă transformată în casă de cultură, unde se dansa, se cânta, rulau filme. Așa a trebuit să fie, că în această zi să fim cu mamele noastre care ne-au dat viață, ne-au crescut și educat, ne-au părat de tot și de toate relele. A doua zi am plecat la Țânțăreni, fiind deja o familie. Se vede că Dumnezeu a avut grijă de mine, ca din atâția pretendenți să mă îndrept spre Ștefan Panfilov, să ne aducă pe amândoi la Orhei, la școala pedagogică, să ne pună în aceeași clasă, să ne ciocnim de atâtea ori timp de 4 ani,
să ne cunoaștem profund, să știm ce ne place, ce gusturi avem la orice obiect, eveniment. Soțul meu a fost îndrăgit și apreciat de toate rudele și desătenii mei, răzeși, gospodari mândri din fire și de satul în care trăiesc, servind drept exemplu pentru satele vecine. Să fii primit în Sânțărin ca unul de-ai tăi era o mare apreciere și un mare noroc. Am ajuns acasă și parcă am fi fost împreună de mult timp. Fratele Andrei s-a bucurat tare. S-au împăcat ca frații cu Ștefan. Trebuie să facem măcar o mică serată din nuntă. Mare nici vorbă nu era. Nu aveam nici resurse financiare, dar parcă ne-a incomodat numai gândul la așa ceva. Toată viața am trăit destul de simplu, modest, onest. Familia noastră era considerată ca una care o ducea bine material dintre gospodari. De fapt, eram apreciați pentru curățenie și inteligență. Poate astfel se explică faptul că n-am nimerit în lista pentru deportați. Era timpul ca și părinții noștri să se întâlnească, să facă cunoștință. S-au înțeles și au venit la noi. Tata socru Alexandru Pafilov și mama soacră Hartina Pafilov. Ca de obicei, mamica a pregătit o masă frumoasă. Rudele s-au plăcut. Cu atât mai bine pentru noi și au stabilit că petrecerea să aibă loc în zilele libere de la școală pe 8 noiembrie 1957. Tocmai era vacanța de toamnă. La 7 noiembrie 1957 face nuntă verișoara Tamara. Ea prietenea cu un cavalier din Nucăreni. A asistat la căsătoria noastră, iar în următoarea duminică era expoziția la Tilenești Sărbătoarea Roadei. Tamara s-a dus la expoziție, ea reprezenta colhozul nostru Drumul Nou. Acolo se întâlnește cu Fede Alașcu și de la expoziție trece pe lângă sat și poposește la Alașcu. Tamara lucra la contabilitatea colhozului și contabilul principal a avertizat-o nu odată să fie atentă cu prietenul ei, că el bea și lucrează șofer, e foarte periculos. Ea a decis totuși să se mărite cu Alașcu, dar n-a avut noroc. Poate că ar fi trebuit să țină cont de sfaturile rudelor. Fericirea ei a durat extrem de puțin. La scurt timp după nuntă, soțul ei a făcut accident rutier și a nimerit la pușcărie. Noi am început pregătirile pentru 8 noiembrie. Aveam posibilitatea să facem o mică serată chiar în casă. Spațiul ne permitea. Era vacanța de toamnă pentru elevi și studenți și era o mare bucurie să ne întâlnim la un asemenea eveniment, fiindcă invitații noștri erau învățătorii, colegii de servicii și foștii colegi de studii de la școala pedagogică. Toată povara organizării și suportul financiar l-am luat asupra noastră. Eu adunasem ceva resurse din salariu, dar mirii lui după 3 ani de armată îi bătea vântul prin buzunare. Am hotărât să-mi cos o roche pe care să o pot purta și la serviciu, întrucât nu aveam voie să ne facem mirese. Am plecat la Chișinău să alegem ceva potrivit. Am luat un material de culoare cerului, cu trandafiri de aceeași culoare, puțin mai pronunțați. În drum spre casă, pățim un accident. Pe lângă peresecina zboară o roată de la autobuz, pe mine mă aruncă peste 3 scaune, mămica era din urmă și se lovește tare la gură. Era pe aproape un punct medical și ni s-a acordat ajutor. Poliția n-a mai venit și am plecat fiecare pe la casele noastre cum am putut, cu mașini de ocazie. Accidentul ne-a umbrit din entuziasm anunții, dar am suportat, am continuat. Pregătirile nu puteam schimba nimic, invitațiile au fost înmânate, le-am executat chiar eu. Am scris textul de invitat și am desenat niște lalele. În fond, serata a fost gândită și organizată de mine cu mamica.